Campania Un Moș al tuturor copiilor, demarată de TLM, a ajuns la final. Astfel, copilașii din satele Urșița și Crucea au avut ieri parte de vizita ajutoarelor lui Moș Crăciun. Însoțiți de părinți și vizibil nerăbdători, copilașii au primit pachetelele pregătite de locuitorii satului Dumasca din județul Vaslui și de ieșenii de bine, pregătite la detaliu de colegii noștri. Dulciuri, fructe, alimente neperisabile, îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării. Acestea au fost darurile cu care au ajuns spiridușii lui Moș Crăciun la Urșița și Crucea. După ce au fost cuminți tot anul și au învățat bine la școală, copilașii au fost răsplătiți. Dacă sunt hăinuțe care vă vin, să le purtați. Dacă sunt hăinuțe care poate fiți mari, poate fiți mici, ce trebuie să facem cu ele? Le dăm mai departe, da? Vă uitați un lucru, că dar din dar se face rai. Și dacă eu am o pereche de papuși și nu mai vin, că unii mi-au spus când am dat, când s-au dat ghetii, părinte, ghetile erau mari sau erau mici. Și am zis, dă-le de poman dacă sunt mari sau mici, că poate să se bucure altcineva de ele, da? Timiți și cu ochii înlăcrimați, copilașii au fost foarte fericiți. Cum te cheamă? Nicoleta. Și câți ani e Nicoleta? 7. 7 ani, ești la școală? Da. În pregătitoare. Și cum ți se pare clasa? Așa bine. Ce ai primit astăzi la moșul? Dulciuri și hăinuțe. Ce ți-a adus moșul astăzi? Un camion. Cadourile din partea moșului au început să vină încă de duminică. După ce au participat la slujbă și au cântat colinde, copilașii au fost plăcut surprinși de daruri. Duminică am avut bucuria de a-l primi pe moșul, Moș Crăciun. A fost anul acesta foarte harnic, chiar Consiliul Local Mironeasa, chiar prietenii de suflet a școlii ne-au ajutat și a fost un moș cu un sac foarte bogat. După cum vedeți, copiii sunt încântați, sunt bucuroși și abia așteaptă să desfacă sacoșele și să vadă ce au primit de la un moș al tuturor copiilor. Situația familiilor din Urșița și Crucea nu este una roz, însă copilașii au învățat să se bucure de fiecare bomboană primită. Așa aveți acasă? 6. Da. Și cum vă descurcați? Benișor, în limita posibilităților facem tot posibilul ca să avem de toate pentru copii, să nu le lipsească nimic. Acum numai ce am citit pe telefon și mergem, nu mergem, că am treabă, ba mergem și am plecat toți de acasă. Campania TLM, un moș al tuturor copiilor, a avut sprijin din partea locuitorilor satului Dumasca din județul Vaslui, a ieșenilor și a echipei TLM care și-a dorit să ofere un zâmbet de Moș Crăciun. Vă mulțumim!